Cei mai tineri din comună sunt așteptați în weekend să ia parte la competițiile sportive organizate special pentru ei. Cei mai buni dintre sportivi vor fi premiați în bani. Cum v-ați pregătit? Cu manifestări culturale sportive. Adică? O competiție de fotbal între satele comune. Va exista premii pentru cei care vor câștiga? Premii, în mod sigur, premii pentru copiii care câștigă concursul de tinere talente. În ce constau premiile? În bani. Pentru echipa de fotbal, locul întâi, 350 de lei. Iar pentru tinerele talente, 150 de lei. Și cum nu e petrecere fără muzică populară, primarul s-a ocupat și de acest aspect pentru ca localnicii să se simtă bine de ziua lor. Ce interpreți așteptați? Ca muzică populară pe maestru Gheorghe Ferraru cu taraful dumnealui, pe doamna Emilia Dragotoriu Nanu, Eugenia Filip, Reli Sanda. Pentru zilele localității Glogova, autoritățile locale au alocat suma de 25.000 de lei.